Zis și făcut. Deci eu am zis ce am zis mai devreme. Dumnezeu pentru o zi, să fie fiecare, da. Și m-am dus să meditez un pic. Și ascultă, așa, înăuntru, acolo, frumos, luminos, pozitiv, da, creativ, da. Și mi-am imaginat cum Dumnezeu pentru o zi la teatru să fie fiecare. Hai! Mi se pare foarte interesant. Eu mă gândeam, păi bine, e ca și iei decizii, semnezi, te duci, faci, cât apuci într-o zi, da? Să înțelegi lucrurile și să fii unul. Așa mi-a venit. Cum fac de obicei când se schimbă mandatul și vine omul la o funcție suspusă? Crezând că de acolo începe și începe să facă reparații, să schimbe, să scoată, să mute masa, să o pună, nu-i place lângă geam cum a stat, să o pună invers. Și fiecare în felul lui vede schimbarea, adică dacă e suspus, el schimbă lucrurile. Trebuie să înceapă de la să organizeze reparații pe în toată instituția, să nu știu ce, să schimbe, cum e asta, vii și primul lucru ce faci, schimbi birou, schimbi toată lumea de acolo. Așa înțelege fiecare lucru, vai, râsul, plânsul, da, ăștia suntem și suntem minunați și cred că asta trebuie. Asta e o creație minunată. Să fie fiecare, că toată viața s-a plâns de că ăla nu știe să conducă, că ăla nu face, că ăla... Du-te tu, domne, deci să ajungă fiecare, să și eu la rândul meu, care mă dădeam cu părerea, să ajung să... Și ajunge acolo și... Foarte interesant.